Deci tot ce ține de înțelegere, de negocieri politice, deci a fost aruncat, și țineți minte presiunile care s-au făcut, doamnă Soare. Dumneavoastră sunteți obligată să alegeți, dumneavoastră sunteți obligată să faceți asta, dumneavoastră trebuie să faceți. Deci au lăsat chestia cu negocierile politice într-o parte și s-au axat, fixat doar pe chestia procedurală. Când președinția a schimbat strategia și ea a făcut exact procedural pas cu pas și i-a pus în colț pe toți acești care, de fapt, și acum noi avem exact lucrul ăsta, fiindcă președintele a făcut exact punct cu punct, pas cu pas, toată procedura. Și iată, acum ei spun că, de fapt, trebuia politic, de fapt, se mimează, așa mai departe, nu mai contează lucrurile astea. Dar pe cine i-a pus în colț? Uitați-vă, înțelegeți. Eu, ascultând de pe socialist și azi în Parlament, e Iberus o spus. Eu doar un lucru o să vă întreb, poate pe toți, ori pe domnul deputat din PAS, poate el o să-mi răspundă deja, fără diferite comentarii care sunt deprisos. Voi ați fost la guvernare, doamna Sandu a fost prim-ministru, acum ea este președintă. Dumneavoastră ați avut pârghii administrative să schimbați multe lucruri care nu vă plac, ori dumneavoastră le considerați că ele nu sunt corecte. Desigur că aceasta este doar opinia dumneavoastră, dar dumneavoastră ați spus, aveți alegători, aveți oamenii care v-au adus în Parlament și la președinție. Acum este timpul să acționați în binele oamenilor. Dar dumneavoastră, iarăși, veniți cu acuzații și cu învinuiri. Care este planul dumneavoastră, partidului dumneavoastră, care îl reprezentați astăzi? Cu vaccinare, cu soluția crizei, cu toate problemele care sunt în Republica Moldova. Și încă o întrebare. Admitem că cândva, oricum, o să fie alegerile, fie anticipate, fie ordinare, cândva ele o să fie. În iunie... În septembrie nu admiteți un astfel de scenariu? Eu o să răspund. Dați-mi voi, vă rog, să termin. Da. Eu nu pot spun da sau nu, că nu eu decid dacă o să fie alegerile anticipate ori nu și când ele o să fie. Întrebarea mea este, o să fie alegerile parlamentare? Eu totuși nu cred că dumneavoastră o să aveți majoritate compusă doar din partidul PAS. Înseamnă că iar o să veniți în Parlament și o să spuneți că nu va ajunge puterea să schimbați lucrurile în țară. Că acești deputați sunt răi, noi suntem buni și etc. Ce o să facem mai departe? Voi deja ați fost peste tot. Nu o să aveți majoritatea. Ce o să fie în continuare cu Republica Moldova? Noi doar o să stăm în Parlament și o să ascultăm teoriile din partea dumneavoastră, istoria așa cum dumneavoastră o vedeți. Sau noi poate o să începem ceva să facem. Noi facem. Noi am propus candidatura profesionistă care trebuie să fie investită în funcție. Vă referiți la domnul Golovatiuc. Și încă o întrebare. Doamna Tauber, să vedem ce a declarat astăzi domnul Dodon privitor la anticipate și la domnul Golovatiuc. Poate să fie situația că Maia Sandu să-și facă alegeri anticipate, parlamentare, la dânsa, nu fi ce prezidenția. Vreau cu domnul Cibotar să-l aud, că am mai multe întrebări la dumneavoastră. Președinția. Și dacă o face cu alegeri, va pierde alegerile, pentru că au văzut oamenii și nimai Maia Sandu deja. Să aude? Din angajații președinței. Una se vezi pe la televizor și cu totul altul se vezi în față când nici nu dau bună ziua la oameni. Este așa din când față și aroganță. Sau las să facă alegerile în oficiu de partid APAS, dar la sigur nu va face alegeri în Republica Moldova. Deci la capitolul alegerii anticipate, ca să spun punct. Sunt foarte multe întrebări. Sunt foarte multe subiecte și detalii. Dacă se doresc alegerii anticipate, ele pot fi organizate doar în dialog cu majoritatea parlamentară și doar, repet, după ce va fi asigurată vaccinarea masivă în Republica Moldova. Domnul Cibotari, domnul Dodon, o secundă, domnul Plâncău, spune că posibil vor fi alegeri anticipate după ce vom avea o bună parte din populație vaccinată. Și spuneați anterior, când domnul Plângău discuta despre alegeri, că nu vom avea alegeri. Nu, eu n-am zis că nu vom avea. În acest an vom avea sau nu? Pentru că tot dumneavoastră, tot aici în platou, acum probabil o lună, stăteați unde doamna Tauber și ați spus cu siguranță nu vom avea alegeri în acest an. Și mă întreb dacă s-a schimbat poziția între timp. Vom avea alegeri în acest an?
în 2021, nu știu, fie în iunie, în vară, în toamnă sau în... Vă lăgheți. Eu, dumneavoastră, vreo lună și ceva în urmă, v-am spus în acest studio, tot într-o seară de vineri, că lucrurile nu sunt așa de simple cum le vedeți. Și v-am descris un scenariu după cum vor să meargă lucrurile. Și deocamdată, de atunci până acum, lucrurile au mers exact conform acelui scenariu. Este adevărat? Atât. Dacă merge conform scenariul dumneavoastră, poate ne spuneți ce urmează. Nu spun eu, că nu fac eu scenariile, că nu sunt eu acela. Dar există o logică a modului cum... Pentru că avem, toată lumea vorbește despre scenariști. Toată lumea există.